În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc Mânghietorule, Duhul adevărului care pretutindene ești și toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Tu ești tămăduitorul cel mai mare și vindecătorul tuturor celor ce aleargă spre Tine. Pe Tine Te lăudăm, Te slăvim și Ție îți mulțumim, noi robii Tăi, și ca Cel care ai puteri nebiruite, Te rugăm să ne izbăvești de toate bolile sufletești și trupești, ca să strigăm Ție, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, tămăduiește-ne pe noi păcătoși și smeriți. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai venit din înălțimea cerurilor pentru noi, păcătoși și smeriți, care Te rugăm așa. Iisuse, Dumnezeul nostru, curățește-ne și tămăduiește-ne pe noi. Iisuse, vindecă pe robii Tăi. Iisuse, împodobește cu razele harului dumnezeiesc. Iisuse, împodobește-ne cu razele harului dumnezeiesc. Iisuse, tămăduiește-ne toate bolile. Iisuse, alungă de la noi norii păcatelor. Iisuse, nu ne lăsa pe noi bolnavi. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, tămăduiește-ne pe noi păcătoși și smeriți. Viața pe pământ este plină de multe rele, de necazuri și boli sufletești și trupești. Iar noi, cei care îți cerem vindecare, îți cântăm: Aliluia, Aliluia, Aliluia! Chemat ai pe apostoli la misiunea cea sfântă, zicându-le lor: în dar ați luat, în dar să dați. Iar noi, cuvioși și smeriți, să spunem așa: Iisuse,
iubitorule de oameni, vindecă-ne! Iisuse, Mântuitorule, ușurează-ne durerile! Iisuse, a toate văzătorule, vezi și durerile noastre! Iisuse, alinătorule, alină durerile și suferințele noastre! Iisuse, binecuvântatul Tatălui Ceresc, binecuvintează-ne pe noi! Iisuse, Dumnezeule preasfânt și preacurat, curățește-ne și ne sfințește pe noi! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, tămăduiește-ne pe noi păcătoșii și smeriții! Preamăritule Domn, Iisus Hristos, nu lăsa în suferințe grele pe robii Tăi de acum, ci îndură-Te de noi, care cu dragoste și smerenie cântăm, Aliluia, Aliluia, Aliluia! Ai vindecat pe femeia gârbovă, care de 18 ani era legată de boală. Iar acum, Tu, ca un fiu al îndurărilor, îndură-Te de noi păcătoșii, care spunem așa, Iisuse, îndreaptă-ne pe noi gârboviții și bolnavii. Iisuse, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, vindecă-ne pe noi. Iisuse, medic dumnezeiesc, vindecă-ne de boli. Iisuse, tămăduitorule preasfânt, tămăduiește și sufletele noastre. Iisuse, nu ne lăsa să ne afundăm în boli și în păcate. Iisuse, curățește-ne de păcate, ca să ne vindecăm de boli. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, tămăduiește-ne pe noi păcătoșii și smeriții. Nu ai lăsat neamul omenesc să moară de boli grele, ci l-ai pus pe arhanghelul tămăduitor Rafael, cu oștirea sa de îngeri tămăduitori, să aibă grijă de robii Tăi. Iar noi, văzând purtarea Ta de grijă, cântăm, Aliluia, Aliluia, Aliluia! Din timpurile de demult, Dumnezeu a avut grijă de oameni, învățându-i să postească, să se roage, ca să poată să-i tămăduiască pe suferinzi și pe neputincioși. Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ, a propovăduit, a prorocit și a tămăduit pe mulți, iar noi, cei de acum, îl rugăm așa. Iisuse, Cel ce ai pus arhanghel tămăduitor, tămăduiește-ne! Iisuse, Cel ce ai dat misiuni îngerilor vindecători, vindecă-ne! Iisuse, Cel ce faci îngerii Tăi pară de foc, arde păcatele noastre! Iisuse, spulberă tot răul din noi! Iisuse, ajută-ne după mare mila Ta! Iisuse, nu ne lăsa pe noi în focul bolilor mari! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, tămăduiește-ne pe noi păcătoșii și smeriții! Prorocii au primit darul tămăduirilor și al învierii morților, datorită vieții lor curate, iar noi cântăm cu drag, Aliluia, Aliluia, Aliluia! Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Sfântul Duh, Treimea preasfântă și binecuvântată, a dat tuturor daruri din belșug, iar noi, creștinii,
spunem din suflet așa: Iisuse, darul cel sfânt al Tatălui Ceresc, dăruiește-ne sănătate. Iisuse, dar divin cu Duh Sfânt, te rugăm, dă-ne vindecare de boli. Iisuse, doctorul cel mare, uită-te spre noi cei bolnavi. Iisuse, medic sfânt, tămăduiește-ne pe noi cei cu boli grele. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, cel bogat în daruri, nu ne lăsa lipsiți de sănătate. Iisuse, Dumnezeule milostiv, scoală-ne și pe noi din patul suferințelor. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, tămăduiește-ne pe noi păcătoșii și smeriții. Sfinții apostoli au primit mari daruri la coborârea Sfântului Duh, printre care și darul tămăduirilor tuturor bolilor, iar noi, sperând să ne însănătoșim, ne rugăm și cântăm din inimă: Aliluia, aliluia, aliluia. Umbra Sfântului Petru era tămăduitoare. Creștinii de atunci îi puneau pe jos pe cei bolnavi, pentru ca venind Marele Apostol, care nu putea să-i atingă pe toți, să-i vindece totuși pe cei care doreau tămăduiri, și spuneau așa: Iisuse, învățătorul Sfântului Petru, învață-ne să nu ne mai îmbolnăvim. Iisuse, tămăduitorul soacrei Sfântului Petru, tămăduiește și rudele noastre. Iisuse, ai vindecat sluga sutașului fără să o atingi, așa vindecă-ne și pe noi. Iisuse, ai vindecat pe cei 10 leproși, vindecă-ne și pe noi de lepra sufletească. Iisuse, vindecătorul celor de la Siloam, nu ne lăsa pe noi bolnavi. Iisuse, vindecătorul orbilor, epilepticilor, leproșilor, îndură-te și de noi, păcătoși. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, tămăduiește-ne pe noi, păcătoșii și smeriții. Sfinții diaconi, împreună cu Sfântul Diacon Ștefan, au avut și ei mari daruri de la Domnul Iisus Hristos, deoarece făceau mari minuni și semne în popor. Acum, rugându-ne de vindecare, să cântăm: Aliluia, aliluia, aliluia. Evreii porniți cu ură împotriva Domnului Iisus Hristos și a ucenicilor săi l-au omorât cu pietre pe Sfântul Ștefan. Cu umilință și evlavie să spunem așa: Iisuse, apărătorul Sfinților Apostoli, apără-ne și pe noi de toate relele. Iisuse, Cel ce ai dat cunună întâiului mucenic Ștefan, dă-ne și nouă sănătate. Iisuse, Cel ce ai sfințit moaștele sfinților, sfințește-ne și pe noi. Iisuse, binevestitorul bucuriilor, bucură-ne și pe noi cu sănătate. Iisuse, lumina tămăduitoare, tămăduiește copiii, rudele și prietenii noștri. Iisuse, ocrotește pământul de tot ce este rău. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu,
tămăduiește-ne pe noi păcătoșii și smeriții. Saul, pornindu-se împotriva bisericii creștine, a fost doborât de pe cal, în drum spre Damasc. De prea strălucita putere a Domnului Iisus și orbind, a fost tămăduit de creștinul Anania, cu drag să cântăm: Aliluia, aliluia, aliluia! Saul, cel de temut, a devenit apostol sfânt cu numele Pavel și, lepădându-se de păcatul prigonirii, după ce a fost tămăduit, a primit mari daruri dumnezeiești, devenind apostolul neamurilor. Cu bucurie să spunem: Iisuse, Cel ce l-a oprit pe Saul de la rău, oprește-i pe toți răi. Iisuse, Cel ce l-ai tămăduit pe Pavel, tămăduiește-i pe toți bolnavii. Iisuse, darul lui Anania, dăruiește-l celor care te iubesc. Iisuse, Cel care ai luat răstignire pentru păcatele lumii, mântuiește-ne pe noi. Iisuse, Cel îndurător, îndură-te și de suferințele noastre. Iisuse, Cel darnic și bun, dă-ne daruri de mântuire a sufletelor. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, tămăduiește-ne pe noi păcătoșii și smeriții. Preacurata Maică a Domnului a plâns văzându-te pe cruce, dar tu, luând dar mare de la Tatăl Ceresc, ai rupt porțile iadului și ai scos pe cei ce zăceau în întuneric. Pentru aceasta, slăvindu-te, cântăm: Aliluia, aliluia, aliluia! Preacurată Maică a Ta, Doamne, prea sfânta Fecioară Maria, a primit darul de a propovădui și de a face minuni, vindecându-i pe toți cei ce aleargă la dânsa cu nădejde. Iisuse, Fiul Sfintei Fecioare, dăruiește vindecare mamelor și pruncilor. Iisuse, dăruiește vindecare tuturor celor evlavioși. Iisuse, dăruiește vindecare celor bătrâni. Iisuse, dăruiește vindecare celor sărmani. Iisuse, dăruiește vindecare slujitorilor Tăi. Iisuse, dăruiește vindecare tuturor celor care Îți cer. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, tămăduiește-ne pe noi păcătoșii și smeriții. Daruri mari ai dat, Doamne Iisuse Hristoase, și sfinților evangheliști Matei, Marcu, Luca și Ioan, care au scris, au propovăduit și au tămăduit pe cei bolnavi din acele vremuri. Smeriți să cântăm: Aliluia, aliluia, aliluia! Sfinții evangheliști și apostoli au lucrat din plin cu daruri sfinte pe care le-au primit de la bunul Dumnezeu. Cunoscând acestea, să spunem așa: Iisuse, Dumnezeule preasfânt, sfințește-ne și dăruiește-ne daruri sfinte. Iisuse, darul sfinților evangheliști Matei, Marcu, Luca și Ioan,
dăruiește-l nouă. Iisuse, darul Sfinților Apostoli, Petru, Ioan, Iuda, Tadeul, Toma, dăruiește-l nouă. Iisuse, darul Sfinților Andrei cel întâi chemat, Iacob cel mare, dăruiește-l nouă. Iisuse, darul celor 12 sfinți apostoli, dăruiește-l nouă. Iisuse, darul celor 70 de sfinți ucenici, dăruiește-l nouă. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, tămăduiește-ne pe noi păcătoșii și smeriții. Toți sfinții apostoli și sfinții părinți au primit daruri din plin pentru smerenia lor, pentru credința, iubirea sfântă și faptele lor bune. Acum, închinându-ne, să ne rugăm și să cântăm: Aliluia, aliluia, aliluia! Având daruri mari de la Domnul Iisus Hristos, părinții apostolici și apoi sfinții părinți tămăduiau bolnavi și pe mulți îi întorceau pe calea cea bună a creștinismului. Iisuse, Dumnezeule prealuminat, dăruiește-ne darul Tău. Iisuse, darul Sfinților Apostoli, dăruiește-l nouă. Iisuse, darul Sfinților Părinți, dăruiește-l nouă. Iisuse, darul Sfinților Împărați Constantin și Elena, dăruiește-l nouă. Iisuse, darul Sfinților Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur, Grigorie Teologul, dăruiește-l nouă. Iisuse, darul Sfinților Nicolae, Spiridon, Pantelimon, dăruiește-l nouă. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, tămăduiește-ne pe noi păcătoșii și smeriții. Sfinții și cuvioșii mucenici, pustnicii, slujitorii neabătuți ai Sfintei Evanghelii, toți cei care au împlinit cuvântul lui Dumnezeu, au primit mari daruri dumnezeiești. Pentru aceasta să cântăm: Aliluia, aliluia, aliluia! Toți sfinții și toate sfintele au luat mari daruri lucrând cele sfinte, propovăduind, scriind, tămăduind și pe Domnul Iisus slăvind și lăudând. Cugetând la toate acestea, să spunem așa: Iisuse, iubitorule preasfânt, întărește-ne cu darurile tale sfinte. Iisuse, darul drepților, dăruiește-l nou. Iisuse, darul smeriților și milostivirilor, dăruiește-l nou. Iisuse, darul iubitorilor de Dumnezeu și de aproapele, dăruiește-l nou. Iisuse, darul ascultătorilor de Dumnezeu, dăruiește-l nouă. Iisuse, darul împlinitorilor cuvântului lui Dumnezeu, dăruiește-l nouă. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, tămăduiește-ne pe noi păcătoșii și smeriții. Dumnezeule darnic, nebiruit, prea minunat, prea sfânt și prea plin de iubire, care pe mulți i-ai tămăduit, i-ai ocrotit, dăruindu-le învățătura sfântă,
precum și multe alte daruri sfinte. Dă-ne și nouă un strop din harul Tău, cel sfânt, așa cum ai dat sfinților care Te-au ascultat. Tămăduiește-ne, învață-ne și îndreaptă-ne pe calea cea bună, ca să cântăm cu drag: Aliluia, Aliluia, Aliluia! Dumnezeule darnic, nebiruit, prea minunat, prea sfânt și prea plin de iubire, care pe mulți ai tămăduit, i-ai ocrotit, dăruindu-le învățătura sfântă, precum și multe alte daruri sfinte. Dă-ne și nouă un strop din harul Tău, cel sfânt, așa cum ai dat sfinților care Te-au ascultat. Tămăduiește-ne, învață-ne și îndreaptă-ne pe calea cea bună, ca să cântăm cu drag: Aliluia, Aliluia, Aliluia! Dumnezeule darnic, nebiruit, prea minunat, prea sfânt și prea plin de iubire, care pe mulți ai tămăduit, i-ai ocrotit, dăruindu-le învățătura sfântă, precum și multe alte daruri sfinte. Dă-ne și nouă un strop din harul Tău, cel sfânt, așa cum ai dat sfinților care Te-au ascultat. Tămăduiește-ne, învață-ne și îndreaptă-ne pe calea cea bună, ca să cântăm cu drag: Aliluia, Aliluia, Aliluia! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai venit din înălțimea cerurilor pentru noi, păcătoși și smeriții, care Te rugăm așa. Iisuse, Dumnezeul nostru, curățește-ne și tămăduiește-ne pe noi. Iisuse, vindecă pe robii Tăi. Iisuse, împodobește cu razele harului dumnezeiesc. Iisuse, împodobește-ne cu razele harului dumnezeiesc. Iisuse, tămăduiește-ne toate bolile. Iisuse, alungă de la noi norii păcatelor. Iisuse, nu ne lăsa pe noi bolnavi. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, tămăduiește-ne pe noi păcătoși și smeriți. Doamne, Tu ești tămăduitorul cel mai mare și vindecătorul tuturor celor ce aleargă spre Tine. Pe Tine Te lăudăm, Te slăvim și Ție îți mulțumim, noi robii Tăi, și ca Cel care ai puteri nebiruite, Te rugăm să ne izbăvești de toate bolile sufletești și trupești, ca să strigăm Ție: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, tămăduiește-ne pe noi păcătoși și smeriți. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii, miluiește-ne, ajută-ne, tămăduiește-ne de toate bolile sufletești și trupești. Îndrumă-ne pe calea cea bună, așa cum i-ai îndrumat pe toți sfinții din toate viacurile. Doamne Iisuse, milostivește-Te spre robii Tăi.
și dă-le lor tămăduire și tot ce este de folos sufletelor, duhurilor minților și trupurilor lor, pentru că lucrând bine și cu spor să ajungem cu toții în împărăția cerurilor. Amin.